Biroul Național de Coordonare al PPDD a decis excluderea din partida lui Daniel Stepan, consilier local la Petroșani. Măsura a survenit potrivit prevederilor articolului 17 litera F din statutul formațiunii politice. Mai exact, în urma constatării unor acte de indisciplină legate de activitatea reprezentantului PPDD din Valea Jiului. La noi, la sediul partidului la București, conducerea centrală a luat act de numeroasele sesizări din teritoriu vis-a-vis de activitatea consilierului local Stepan Daniel. Au fost numeroase acte de indisciplină vis-a-vis de activitatea lui în Consiliul Local și în cadrul organizației, în special neparticiparea la activități în cadrul organizației locale Petroșani, pentru că activitatea într-un partid nu presupune numai să ieși în fața presei vis-a-vis de Consiliul Local, presupune activități în spatele acestui lucru, pentru că reușita partidului și pentru că dumnealui a ajuns consilier local s-a produs prin munca unor oameni destul de mulți care au lucrat și au pus umărul fără să aibă niște avantaje. Datorită acestui lucru, Biroul Executiv Național a dispus excluderea din partid a domnului Stepan, conform articolului 17 din statutul Partidului Poporului Dan Diaconescu. În prezent, partidul înființat de Dan Diaconescu are în Consiliul Local din Petroșani 2 membri. Locul lui Daniel Stepan urmează a fi ocupat de un alt membru PPDD. Pe lista de consilieri urmează oameni destoinici, oameni valoroși, printre care aș enumera Ciuică Petrișor, angajat al ambulanței Petroșani, Rotea Elena, iarăși un om valoros al nostru, al partidului, de la Organizația de Femei. În principal, aceștia doi sunt creditați cu șanse pentru a ocupa un loc de consilier în Consiliul Local. După cum a precizat liderul PPD-diștilor din Petroșani, viitorul consilier local va fi un om de valoare care va fi apt să lupte pentru viitorul acestei formațiuni politice. În acest timp, Daniel Stepan a precizat că nu este dispus să renunțe la lupta sa politică. Voi face contestație față de această decizie, dar nu voi abandona politica, la fel cum un adevărat războinic nu renunță la cal, pușcă și amantă. Calul îl reprezintă mașina, pușca, condeiul și amanta politică, a precizat cel recent exclus din partidul lui Diaconescu.